Până una alta, Prunariu nu se grăbește să revină în funcția de director al clubului sportiv Pandurii. După prima demitere, Prunariu a așteptat să primească decizia din partea tribunalului, iar când a revenit pe post, a primit și salariul pe cele 7 luni cât a lipsit. Demis acum din motive de reorganizare și cu mari vicii de procedură, după cum susține, Prunariu este convins că va întoarce din nou decizia Ministerului Tineretului și Sportului. Între timp îl privește pe bosul Condescu cum încearcă să preia frâiele hotelului de la stadion. Culminând cu acum o lună de zile, când Marin Condescu, printr-o hârtie adresă trimisă Agenției Naționale pentru Sport și Tineret, a solicitat preluarea întregului patrimoniu al clubului sportiv Pandurii Târgu Jiu. Către ce se lignitul Pandurii Târgu Jiu? Către clubul acum de fotbal. Ultima veste primită în urmă cu câteva zile i-a adus zâmbetul pe fața lui Prunariu. Clubul de fotbal a primit o adresă din partea Agenției Naționale pentru Sport și Tineret că nu este interesată pentru înstrăinarea bazei sportive, pentru trecerea din patrimoniu public în patrimoniu privat și nici acum și nici într-o perioadă viitoare. Deci asta este un răspuns la o adresă trimisă de ei. Prunariu știe și ce ar face Condescu dacă ar pune mâna pe mult revnitul hotel. Intru în pielea lui Marin Condescu, e diabolic. Poate ar face ce a făcut și cu hotelul Mina. De sus de la Rânca, nu? Care e făcut pe banul minerilor și care e privatizat o firmă unde acoliții lui sunt... administrează o firmă unde am impresia că administratori sunt doi din anturajul lui, nu? Mădălina Berbecel și încă cineva, parcă. Păi așa se va întâmpla și cu hotelul sport. Marin Condescu a refuzat să comenteze afirmațiile lui Prunariu.